Bună ziua și bine v-am regăsit! La mulți ani tuturor! La mulți ani, Damian! Ne aflăm în Piața Națiunilor Unite, de unde Damian Anfile ne va povesti ce vedem astăzi. Damian, cu ce ne bucuri? Ca de fiecare dată! Păi, de data asta o să luăm o zonă care să spunem că nu putem să-i dăm așa rapid o etichetă cum am dat Căii Victoriei sau Centrului Vechi, pentru că este vorba de triunghiul care se face între Calea Victoriei, Bulevardul Elisabeta Dâmbovița, mergând către Piața Operei, dar totuși o zonă veche a Bucureștiului și despre care putem să vă luăm destule istorii, plus că vine foarte bine în continuarea turului de pe Calea Victoriei și din Centrul Vechi, fiind zona imediat adiacentă. Suntem practic pe malurile Dâmboviței, e o denumire mai bună, n-aș putea găsi, sau dacă ar fi să mergem un pic în istorie, ne uităm la Mahalaua Gorganiului și Mahalaua Izvorului mai departe, ceea ce am fi văzut noi de aici acum vreo 200 și ceva de ani, ar fi fost Mahalaua Gorganiului. Pornim? Denumirea de Gorgan e o denumire cu origini antice, sunt inițial mormintele vechilor regi migratori, pornind de la Sciți, care presară Marea Stepă până către Mongolia. În cazul ăsta, denumirea de Gorgan s-a dovedit a fi falsă. Nu este vorba de o movilă făcută de om. Altfel, stepa este într-adevăr înțesată de asemenea morminte și într-unele dintre ele s-au găsit și tezaure, unul dintre cele mai vechi vestigii creștine legat de creștinismul teritoriului României. Este vorba de un disc al unui episcop de Tomis, Paternus, a fost descoperit într-un astfel de gorgan pe la Malaia Perescepina, prin Ucraina, luat evident de migratori și depus ca așa, depozit pe termen lung undeva în pământ. Dar de data asta nu e vorba de așa ceva, vom ajunge acolo, este vorba de Biserica Sfântului Ilie Gorgani, practic o grădiște pe vechiul curs al Dâmboviței, pentru că apa la care ne uităm noi acum are cursul și aspectul ăsta de aproape 50 de ani. Nu e nici de cum cursul natural al vechii Dâmbovițe, care potrivit mărturiilor istorice și-a schimbat de 3 ori cursul. Pe primul dintre ele, abia dacă îl putem ghici că a fost, fără să ne dăm seama care ar fi fost traseul lui, în niște documente de împroprietărire de pe vremea lui Matei Basarab, în momentul când el dă niște terenuri boierilor înspre zona Cotrocenilor, spune că se leagă cu apa și atunci ne putem da seama cumva că nu e deloc cursul de astăzi. Este evident, Dâmbovița este un râu al cărui curs a fost sistematizat în oraș. Ea e unul dintre motivele formării Bucureștiului în zona în care se află, pentru că ai nevoie de o sursă de apă. Se pare că o etimologie probabilă a termenului de Dâmbovița ar fi că vine din limba slavă, e cel mai probabil o denumire de origine slavă, și care însemna stejar. Greu de spus dacă este așa sau ba, însă, fiind un râu care curgea prin câmpie, avea un curs destul de sinuos, cu multe insulițe și cu numeroase zone mlăștinoase împrejurul lui. Astfel știm foarte bine din vechile mărturii mai încoace, din secolul 18-19, că existau vreo 4 insulițe pe Dâmbovița, pornind de la Sfântul Elefterie, Biserica Sfântul Elefterie Vechi, la care o să ajungem într-un alt tur. Stă exact și astăzi în mijlocul bulevardului, așa cum a stat pe insuliță acum 200 și mai bine de ani. Și venind încoace, mai erau tot așa câteva insulițe, inclusiv la mănăstirea Radu Vodă, era strada între gârle și iar se înțelegea că era un ostrov pe Dâmbovița. Și mergând mai jos către actualul Văcărești, Parc Natural, pe zona unde sunt blocurile Asmita de astăzi, unde era abatorul iarăși, mai exista o asemenea insulă, plus, așa cum spuneam, cursul râului propriu-zis era mult mai sinuos. Acum, vis-a-vis de rostul Dâmboviței, normal ai apă curentă, ai apă de băut. Te ajută, deși în ultima perioadă cu gunoiurile care se adunaseră pe Dâmbovița în secolul XIX mai ales, Ion Ghica zicea că aia cu Dâmbovița, apă dulce, cinte bea, nu se mai duce, fiindcă își face de tânăr domiciliul la Belu, că era apa plină de toate. Și pe lângă asta, dacă în întreg orașul București, cu tremurele și incendiile au fost principala problemă, cei care locuiau direct pe malul Dâmboviței puteau să mai adauge la asta și minunatele inundații anuale de toamnă și mai ales de primăvară, când se topeau precipitațiile. N-ai zice când te uiți la râuleț așa că ar fi foarte periculos, dar pentru că colectează un bazin hidrografic destul de țapăn din zonele de mai sus și plus că vorbim de niște ierni care erau mult mai încărcate de zăpadă altcândva, pericolul era real. În plus, revenind la cursul Dâmboviței,
vechiul aspect al orașului, așa cum se vede el până pe la 1880, arată cum gospodăriile mergeau până în albia râului Dâmbovița, ba mai mult, unii gospodari foarte pătrunși așa de simțul proprietății, băteau bulumaci în apă și aruncau gunoi și pământ ca să-și extindă terenul în albia Dâmboviței, ceea ce, îngustând albia râului propriu-zis, ducea evident la creșterea pericolului de inundație. Și mai exista un lucru care astăzi ne-ar fi destul de greu de imaginat: pe Dâmbovița erau mori. Tot cursul apei era înțesat cu mori. Evident, rolul morii este ăla de a măcina cerealele. Era o treabă foarte lucrativă altcândva, ba chiar se știa, era o zicală populară că moară, nu moșie. E mult mai simplu să ai o moară, că e mai ușor de administrat o clădire propriu-zis, și cea mai ieftină sursă de energie, la noi morile de vânt sunt mai puțin răspândite decât în alte zone, era evident cursul unei ape. Atât de înțesate erau morile astea că la un moment dat blocarea zbaturilor de la o moară ducea la mici inundații fără să mai ajute natura cu ceva, prin simplu fapt că bloca tranzitul apei pe cursul râului. Astea au fost desfințate de către Alexandru Ioan Cuza în 1864. Se dă un ordin prin care se scot frumos de pe cursul Dâmboviței, că tot de atunci ni se păstrează o gravură cu domnitorul Cuza și cu doctorul Carol Davila, exact în mahalaua izvorului, intrați cu caii în apă până la brâu, încercând să-i ajute pe cei care tocmai se treziseră izolați pe acoperișurile caselor din cauza unei noi inundații. Și așadar, vorbind o primă idee de amenajare a cursului în timpul lui Cuza, Cuza mai mult decât să desfințeze morile, nu apucă să facă. În schimb, odată cu venirea lui Carol I, dat fiindcă mai dă o inundație Dâmbovița la puțină vreme după venirea domnitorului, se începe primul proiect sistematic de amenajare a cursului Dâmboviței. Din partea noastră este însărcinat inginerul și arhitectul Grigore Cerchez cu asta, iar din partea străină, un trust franțuzesc care e însărcinat cu amenajarea cursului. Ce presupune lucrul ăsta? În primul rând se operează două căderi de apă, una la Grozăvești și alta în zona Vitanului de astăzi, pentru a regla un pic debitul de apă. În al doilea rând se îndreaptă cursul râului și practic se croiește în mare parte albia pe care o vedem astăzi. Ca să ne imaginăm, până la momentul rectificării, Dâmbovița trecea mai la sud de Biserica Sfântul Spiridon vechi, deci nu era deloc cursul actual și ăsta reiese, e practic vorba de cursul 2 al apei, ăla reiese deja din hărți. O să vedem și vis-a-vis de proprietățile despre care o să vorbim astăzi, că amprenta lor nu corespunde descrierea veche cu ceea ce vedem astăzi în teren. La anul 1880 se demarează lucrările astea și durează până prin 1883. Se adâncește cursul râului propriu-zis cu vreo 6 metri, altă metodă de a preveni inundațiile, se eliberează proprietățile de pe laturi, ca să ne dăm seama cam cum putea să arate malul Dâmboviței până la momentul sistematizării. Prin secolul XVIII sau chiar începutul secolului XIX, se păstrează un contract de închiriere al unor tineri la vremea aceea care nu aveau casă, cu o proprietăreasă al cărei teren se învecina cu albia râului, și tinerii care se vede că nu prea au mijloace financiare, închiriază loc de casă pe gunoi, așa scrie. La vremea aia era simplu, când se încheia un contract de chirie și se întâmpla cam de două ori pe an, pe la Sfântul Gheorghe și pe la Sfântul Dumitru, îți luai și casa propriu-zis cu tine. Casa era reprezentată de câteva materiale de construcții care asigurau o structură solidă, să zicem. Iar casa pe gunoi nu era o metaforă. Malul apei era plin de bălegar în care se săpa bordeiul, pentru că bălegarul, în ciuda mirosului pe care evident că îl degaja, ținea de cald în timpul iernie. Degaja o temperatură mai ridicată decât un bordei săpat în pământ, plus că erai lângă apă. Și în felul ăsta se desfășura viața bucureștenilor, repet, și cu aruncarea de felurite deșeuri, ajungem imediat și la treaba asta. Astăzi, din fericire, cel puțin în ceea ce privește apa de băut sau apa de uz casnic, nu mai suntem chiar în situația aia. Iar cu gunoiul tot e o îmbunătățire substanțială, imediat vedem cum.
Deci noi ne uităm la, în mare parte, cursul trasat la anul 1880-1883, când pe malul apei nu se betonează cum îl vedem acum, ci se bat bulumaci de stejar. Se bat grinzi de stejar care să țină malul apei. Proiectul este îmbucurător, dar se pare că nu perfect, deoarece la 1893, un an foarte ploios, se pare, cu multe precipitații, cedează un dig la Conțești. Cedează digul și orașul iar se trezește băgat sub apă. Drept urmare, se mai operează încă o cădere de apă pe Dâmbovița, ca în felul ăsta să îi se regleze cursul, de data asta la Ciurel. Bun. Ultima perioadă de amenajare a Dâmboviței, pe lângă cursul propriu-zis al apei, ceea ce a fluctuat din punct de vedere al municipalității, au fost podurile. Noi ne uităm la podișorul ăsta care traversează un pic mai jos de noi. Înainte vreme, adică până în perioada comunistă, aici ar fi trebuit să treacă podul de la Mihai Vodă, care era un pod mare, se găsește într-o gravură făcută la sfârșitul secolului XVIII de către Luigi Maier. Și care a dispărut, la fel cum a dispărut în sus ceea ce vorbeam în turul din centru vechi și podul Calicilor. Asta e o treabă care evoluează în funcție și de evoluția tramei stradale. Și mai avem un aspect interesant la Dâmbovița, respectiv anumite porțiuni din râu, acum e vorba de Piața Unirii în prezent, dar înainte locul pe care stăm noi acum ar fi fost betonat, ar fi fost sub planșeu betonat. Și a fost până în 1984, deci toată zona asta se asemăna Pieței Unirii. Râul nu se vedea propriu-zis. Greu de spus din ce motive, pentru fluidizarea traficului, pentru a atenua mirosul. Cert este că a fost păstrat așa până în 1984. E bine, ultima amenajare a Dâmboviței are loc exact în perioada comunistă, este desfășurată de un inginer care supraveghează lucrările, Paul Solacolu, care a murit în 2012 sau 2014. El este cel care conduce acest mare proiect, pornind de la lacul de acumulare de la Ciurel, care regulează debitul de apă care intră în oraș, și mergând până la canalizarea, până la evacuarea canalizării în Popeș-Leordești și pe urmă către localitatea Budești, cu nume predestinat de altfel. Așa, el betonează Albia, el conduce proiectul de betonare a Albiei râului și mai mult decât atât, de aici spun că e un salt colosal în bine, dedesubt este o casetă de beton prin care curg apele menajere, deci alea nu intră în contact direct cu apa Dâmboviței și în felul ăsta ne asigurăm cel puțin că suntem scăpați de mirosuri pestilențiale, care altfel ar fi fost groaznice, și tot atunci se operează și aspectul final, să spunem, a râului, respectiv se decopertează zona asta și se acoperă cu planșeu de beton complet zona Unirii, totodată captându-se apele râului prin conducte pe dedesubt și ieșind în zona magazinului și a Bibliotecii Naționale de astăzi. Deci cam asta este evoluția propriu-zisă a aspectului râului Dâmbovița. Acum, legat de alte chestiuni legate de apă, sunt, bineînțeles, treaba cu apă potabilă. Asta o să o discutăm mai pe larg la Vadul Sacagiilor, un pic mai jos, dar cert este că apa gemea de gunoaie până în perioada regelui Carol I, când se introduc primele sisteme de filtrare, și prin asta nu trebuie să înțelegem mare brânză, e vorba de niște grătare care măcar să oprească corpurile mari să circule pe apă, dar fiindcă bucureștenii nu stau să arunce inclusiv animale moarte în cursul râului, din care își luau totodată apa de băut. Așa, și tot vis-a-vis de Dâmbovița, în momentul de față suntem în locul perfect ca să arătăm că nu este un râu navigabil, dacă exista vreun dubiu asupra acestui aspect. N-a fost dintotdeauna așa, au existat proiecte încă din secolul XIX, nu numai să-l facă navigabil, dar să transforme Bucureștiul într-un port prin conectarea Dâmboviței, fie la Ialomița, fie la Dunăre, și în felul ăsta conectarea la marele flux comercial către Marea Neagră. De altfel, cei de seamă cu mine și mai în vârstă pot să-și aducă aminte, dacă ieși din București, dacă ieșeai din București către Oltenița, pe partea dreaptă, cum ai fi ieșit din oraș, încă se vedeau utilajele de dragare care săpau canalul care ar fi trebuit să ajungă până la Parcul Văcărești și să conecteze. Nicolae Ceaușescu a avut ideea asta, nu știu cât de profitabil economic era, dar pentru că nu s-a făcut, tind să cred că era. Dar proiectele apar până în secolul XIX legat de această posibilă navigare a Dâmboviței. Există și oameni care o gândesc din punct de vedere al agrementului pe Dâmbovița, respectiv se pare că pe la începutul secolului 20,
un antreprenor dă, ia două bărci de vreo 10 metri lungime, pe care le pune pe apă. Nu eram să vede civilizația de navigatori încă, dar fiindcă una se răstoarnă la primul voiaj, iar alta reușește la scurtă vreme să se împotmolească în mâlul de pe malul râului și este tras așa foarte maritim de niște boi de pe uscat. Mă refer la animale. Așa. Și în felul ăsta aventura se termină destul de repejor cu bărcile astea, despre care nu se știe. Din păcate nu sunt păstrate, ar fi fost interesant să avem la muzeu măcar una dintre embarcațiunile astea singurele care au navigat pe Dâmbovița. Nu le avem și râul rămâne până în prezent, mai ales cu scop utilitar, să-i spunem. Și acum haide să intrăm în zona propriu-zisă care ne interesează pe noi astăzi. Pornim tot din zona blocurilor Adriatica, dar de data asta o să mergem în jos către strada Ilfov. Zona... actual nu mai este Ilfov? Ba da, tot Ilfov se numește și acum. Mi se pare că s-a numit Marconi mult mai de mult în perioada interbelică. Vorbeam în turul cu centru vechi că el este delimitat cumva artificial de Calea Victoriei, da, pentru că s-ar fi întins și în partea asta, aici, în partea de început a traseului de astăzi, ne-am fi găsit, bine, asta era zona de prunz, chiar la malul Dâmboviței, dar un pic mai sus ar fi început mahalaua cunoscută din începând din secolul al XVIII-lea sub denumirea de Domnița Anastasia, fiind o domniță din neamul Moruțeștilor, una dintre familiile fanariote care au domnit pe tronul țării românești și al Moldovei. Însă denumirea ar induce în eroare, pentru că noi acum deja călcăm pe vechea proprietate a Ghiculeștilor din zona asta. Ghiculeștii nu aveau numai zona dinspre Capșa, ci aveau un întins domeniu și aici. Ion Ghica, care face parte din această familie, în operele sale, una dintre cele mai bune mărturii, scrisorile lui Ion Ghica despre Bucureștiul de la începutul secolului XIX, vorbește și despre întinsa proprietate ghiculească, a cărei descriere tocmai că ne arată cursul Dâmboviței mult mai la sud decât e astăzi, pentru că proprietatea traversa zona unde ne aflăm noi aici, spunea că merge până la Baia Mitrașevski. Baia Mitrașevski e dincolo de cordonul ăsta de blocuri, e locul de unde a fost săltat Eminescu. Așa, spunea că în jos merge până la Gorgani, deci toată partea asta de blocuri pe care o vedem până la Palatul Parlamentului, tot proprietate ghiculească era, iar în sus urca până la Zlătari, respectiv toată mahalaua Domniței Anastasia, deci s-ar fi oprit undeva pe Bulevardul Elisabeta. Era un imens domeniu bucureștean al acestei familii Ghica. Ghica sunt la origine, cred că am mai vorbit noi pe Calea Victoriei, dar nu strică să reluăm istoria dată, fiindcă oricum despre ei vom vorbi imediat. Sunt o familie de origine albaneză. Primul domnitor din neamul lor este Gheorghe Ghica, a zis bătrânul, care domnește în secolul XVII. Și de acolo, mi se pare că avem vreo 10 sau 11 voievozi din neamul ghiculeștilor. Unul cu o memorie tare interesantă este Grigore Ghica al III-lea, cel care protestează în 1775, fiind domnitor al Moldovei, vis-a-vis de răpirea Bucovinei de către Imperiul Austriac și, drept urmare, agasați un pic de insistențele lui, turcii îi taie capul, trimițând exact practica cu Brâncoveanu, dar de data asta nu s-au mai obosit să-l ducă la Istanbul, i-au tăiat capul direct la Iași. E bine, fratele bun al acestui domnitor este Marele Ban Dumitrache Ghica. Marele Ban este suprema demnitate boierească în țara românească, este vorba de Marele Ban al Craiovei, cel care guverna în numele voievodului întreaga Oltenie. Marele Ban Dumitrache Ghica e o excepție pentru epoca lui, practic omul ăsta trăiește aproape întreaga perioadă fanariotă, se naște în 1718 și moare în 1803. Deci trăiește 85 de ani, extrem de longeviv pentru vremea aia. Și mai are o particularitate, se căsătorește de 3 ori și are, n-am găsit în genealogie foarte clar arătat, dar undeva între 15 și 20 de copii. Drept urmare, este considerat strămoșul tuturor ghiculeștilor din Muntenia. Și este tatăl inclusiv a doi domnitori. Este tatăl lui Grigore Ghica al IV-lea, născut din prima căsnicie pe la 1755, ceea ce explică marea diferență de vârstă între el și fratesul vitreg care urmează la tron, Alexandru al II-lea Ghica.
E bine, Ghiculești aveau pe această proprietate, dacă Marele Bandu Mitrache Ghica avea casele sus, mai în spatele Capșei, aici aveau case doi dintre fiii lui. Respectiv, casa pe care o vedem aici, în partea stângă și care acum este sediul judecătoriei sectorului 3, e perfect cum am venit, că în felul ăsta o vedem cu fațada orientată spre apă, și o a doua casă în prezent demolată, care era în apropiere de Cismigiu, deci astăzi vedem în felul ăsta cam cât se întindea proprietatea, erau casele a doi dintre fiii acestui ban, respectiv aici era casa băiatului celui mare, Mihalache Ghica, și înspre Cismigiu era casa unui frate mai mic al acestuia, Costache Ghica. Cei doi erau frați buni, din câte am înțeles eu, cu domnitorul Alexandru Ghica, deci erau din a treia căsnicie, dintre cei mai tineri ghiculești. Oamenii ăștia bogați la epoca, la momentul respectiv, vorbind de începutul secolului XIX, unii dintre ei încă țin portul Fanariu, dar majoritatea deja trec la portul occidental, sunt deschiși spre nou, sunt familia care în momentul acela deține puterea, sunt doi frați care domnesc consecutiv pe tronul țării românești, evident concentrează atenția întregii lumi mondene și o concentrează pe bună dreptate. În primul rând sunt patroni ai artelor, în casa asta se pare că a venit la 1846 și a concertat pianistul vienez Franz Liszt. El i-a încântat pe bucureșteni, fiind după aia la rândul încântat de performanțele lăutarilor autohtoni. Se pare că a ajuns și la Iași, Liszt, nu se pare. A ajuns și la Iași, unde l-a cunoscut pe celebru Barbu Lăutaru, cel care e pe stradă cântece până astăzi, și a fost la de-a dreptul șocat să vadă că trupa lui de lăutare a fost capabilă să execute o compoziție de-a lui după ce l-a cântat o singură dată la pian, ăștia nefiind notiști, deci au cântat-o după ureche. Pe lângă lucrul ăsta, în casa asta, oricum se făcea cultură, se făcea pian. L-au chemat pe un profesor de muzică din Germania, Josef Gebauer, care a deschis după aia primul magazin de partituri și de instrumente muzicale la București. Cred că n-am apucat să-l menționăm în turul de pe Calea Victoriei, dar avea magazinul cam pont de teatru Odeon de astăzi. Și la un moment dat a fost o tragedie că una dintre primele domnițe românce care au vrut pian, i-au cerut soțului pian, că i-a crescut la pension occidental, era din primele generații școlite în afară, i-a adus pian în casă, i-a început să cânte și a trăgea priviri și iar ăsta încă boier fanariote, cum adică să se uită lumea la nevastă mea sau să învârtă în casa mea, și a spart pianul cu toporul. Se pare că atât de mare a fost șocul produs asupra femeii, încât a murit de inimă rea și a cerut să fie înmormântat în scândurile pianului, ceea ce a fost refuzat de către mitropolit. Asta așa, un pic de istorie romanțioasă vis-a-vis de începuturile trecerii la cultura occidentală prin țara românească. Plus o casă foarte bine îngrijită, nu știu cum mai arată interioarele și bineînțeles că nu ne uităm la aspectul ei de la începutul secolului XIX, dar cu siguranță arăta ceva înspre forma pe care o vedem astăzi. Este o formă neoclasică, cu un ușor eclectism. Vedem coloanele cu capiteluri corintice, încadramentele ferestrelor triunghiulare pe laturi și la interior cu formă ușor ovală, și respectiv basoreliefurile de fauni care împodobesc ferestrele de la parter. Sunt ființe mitologice, cele împodobite cu coarne. În interior, când încă era locuită de familia Ghiculeștilor, avea zugrăvite pe tavan tot așa scene mitologice, că trăim în prima perioadă, o primă perioadă de dezgheț în ale artelor. Acum, vis-a-vis de cei care locuiau aici, aici cum am spus că locuia Banu Mihalache Ghica, împreună cu soția lui, Catinca, născută în familia de proprietari de pe Calea Victoriei, pe care am întâlnit-o deja, familia Faca. Femeia asta era o femeie foarte frumoasă, era una dintre frumusețile epocii, dar din păcate stătea un pic mai prost cu morala, zic din păcate așa, ca licență poetică, și respectiv nu străia numai cu bărbatul, să l-am dat se zvonea că ar fi fost amanta generalului Pavel Kiselev. Nu ea a fost de fapt amanta lui Pavel Kiselev, o să ajungem când revenim pe Calea Victoriei și la casa adevăratei amante a generalului Kiselev. În schimb, s-a iubit într-adevăr cu un rus, un tip cu un nume foarte ușor de pronunțat, baronul Uxküll. Se vede că ăsta nu era chiar rus jet-beget, era cel mai probabil scandinav de origine.
un comandant de husar, deci un ofițer foarte simpatic, care a venit în perioada regulamentelor organice în țară, se îndrăgostește de madamă și trăiesc un pic cam prea în văzul lumii. Drept urmare, la un moment dat, niște binevoitori o înștiințează pe soția baronului care se afla la Sankt Petersburg. Era destul de simplu să comunici, că toată lumea vorbea franceză la vremea în societatea aristocratică. Și soția, așa de încântată este de amantlăcul pe care îl are bărbatul la București, încât vine la București cu corespondența care fusese livrată de către un binevoitor și se duce direct la voda Alexandru Ghica, deci la fratele mai mic al bandului Mihalache, care era domnitor în momentul respectiv, cere audiență, nu este primită și se duce la sala Slătineanu, deci unde e casa Capșa de astăzi, unde era teatrul lui Momolo. Voda asista la spectacolul de teatru, iar baroneasa, ca să-i facă în sâc că n-a primit-o, împrăștie scrisorile prin sală și în felul ăsta încep să chicotească oamenii în timpul spectacolului, că uite, fratele mai mare al lui Vodă are niște cornițe vis-a-vis de faunii care stau pe casă. Aia, și probabil că marele ban Mihalache Ghica ar fi intrat peste nevastă să s-a în căput de coarne. Cert este că femeii a fost aplicată o corecție fizică după episodul ăsta și mai mult ar fi fost surghiunită pentru o vreme pe la Rușciuc, deci pe teritoriul la vremea al Imperiului Otoman, ce numai bine nu era pentru o femeie, ceea ce a provocat reacția unei alte femei frumoase din neamul Ghica, respectiv soția Ghiculescului, care avea casa lângă Cismigiu, spătarul Costache, cel mai mic dintre ei, respectiv Marițica născută Văcărescu de data asta, deci din familia Văcăreștilor, care aveau casa un pic mai sus. Încă mai frumoasă decât Catinca și mai înzestrată cu spirit, ea răspunde vis-a-vis de cei trei frați, deci Banu Mihalache, Vodă Alexandru și bărbatul, care cumva făcuseră opoziția față de Catinca, spune: nenea mare, minte multă n-are, nenea de mijloc mare dobitoc, iar nenea cel mic e un om de nimic. Asta vis-a-vis de părerea ei față de nobili ăștia din familia Ghiculeștilor, altfel oameni destul de înzestrați, cel puțin Alexandru Ghica, lăsând la o parte chestiile astea de alcov, chiar a fost un domn de succes al țării românești, a fost înlăturat din scaun de comploturile făcute de către consulul rus la București, dar a revenit caimacam, chiar pregătind mica unire, și în momentul când l-au luat cumva peste picior să zice că tu ai fost domnitor și acum ești caimacam, zice: m-am făcut în cal măgar. Adică avea și simțul umorului omul, dar revenind la afacerea Marițicăi, era o femeie de data asta nu numai frumoasă și, să-i spunem, frivolă în duhul epocii, era și foarte ambițioasă, spre deosebire de Catinca. O să mai revenim un pic la Catinca, dar mai încolo puțin. La Marițica vorbim aici că, așa cum am spus, casa ei nu mai există. Ea dorea să ajungă nici mai mult, nici mai puțin decât doamna țării românești și, drept urmare, după detronarea lui Alexandru Ghica, propune candidatura soțului ei. Suntem în perioada când domnitorii își propuneau candidatura și se vota. Soțul ei, din păcate, pentru el, pierde în fața lui Gheorghe Bibescu, cel care ajunge domnitor până la Revoluția de la 1848. Nici o problemă pentru doamna Marițica, care se hotărăște să participe la serbarea de încoronare a domnitorului și strălucește aproape egal cu ăsta. La încoronare, drept urmare, Gheorghe Bibescu o remarcă, se îndrăgostește de ea și cei doi devin amanți. Acum, o mică problemă la vremea respectivă, că din amanță dai în căsnicie serioasă, erau niște mici impedimente, respectiv problema divorțului. Cred că și asta vorbeam la un moment dat, nu? Că în secolul XIX, până la reformele lui Cuza, și suntem înainte de ele, singura instanță care îți putea acorda divorțul nu era tribunalul propriu-zis, ci biserica. Existau niște tribunale ecleziastice speciale în cazul ăsta, era vorba de dicasterii, echivalentul oficiului de stare civilă de astăzi, care judecau petițiile de divorț, în principiu în afară de adulterul dovedit. Dar și atunci era ideea de mai ai împăcați-vă dacă se poate. Nu prea existau motive valide de divorț, poate doar nebunia completă a unui soț. De asta a profitat Gheorghe Bibescu, pentru că și el era însurat. El era însurat cu fiica adoptivă a marelui ban Grigore Brâncoveanu, cu Zoe Brâncoveanu, născută Mavrocordat. Deci mai nobilime aleasă decât atât nu se putea. Ea era nepoata de fiica Saftei Brâncoveanu, fondatoarea așezămintelor brâncovenești, și moștenea, dat fiindcă Safta cu marele ban Grigore nu au să se copii naturali, moștenea întreaga averea brâncovenilor și deja avea 7 copii
cu Vodă Bibescu. Însă, în cazul ei, era reală o formă de nebunie, nu știu să spun eu diagnosticul exact. Femeia nu era violentă, nu provoca pagube, dar avea schimbări inexplicabile de dispoziție. Umbra mereu îmbrăcată în alb prin curtea Palatului Brâncovenesc și culegea flori, izbucnea în plâns, adică nu chestiuni care să fi fost periculoase pentru cei din jur, dar era evident suferindă din punctul ăsta de vedere și pe treaba asta a marșat Gheorghe Bibescu, dar nu i-a fost chiar simplu. Mitropolitul țării de la vremea aia neofit al doilea Gianoglu s-a opus. Din principiu era, se pare, și o treabă politică la mijloc între el și Bibescu. Vădă că Bibescu desființase divanul, parlamentul țării, unde mitropolitul prezida și se pare că indiferent ce cauze s-ar fi adus în tema asta, ar fi respins-o. Și drept urmare, Bibescu se hotărăște să apeleze la o instanță superioară, la suprema instanță, de fapt, în cazul ăsta, la Patriarhul de Constantinopol, care la vremea aia era, avea un cuvânt de spus în afacerea bisericii din Țara Românească, că noi încă nu ne dobândisem autocefalia, independența bisericească. Însă, ce să vezi, și Patriarhul German al IV-lea respinge la rândul lui cererea de divorț a lui Bibescu, ceea ce se pare că le enervează pe domn, care îl mituiește în alții demnitari otomani din Constantinopol și schimbă patriarhul. Deci este o mișcare făcută de un domn al Țării Românești de schimbare a unui patriarh ecumenic, se pare, din principal, din chestiunea de a obține actele de divorț pentru a se putea căsători cu amanta. Și nou patriarh Meletie al III-lea a fost mult mai flexibil în ceea ce privește afacerea asta, a acordat dreptul de divorț și după care Gheorghe Bibescu s-a înțeles cu spătarul Costache Ghica, nu mai era spătar între ei, fiindcă îl scosese Vodă din funcție, ca el să consimtă faptul că nu mai are legături fizice cu soția lui și să-i acorde la fel divorțul. Între timp, Marițica i-a născut și un copil lui Bibescu Vodă. Perioada pe care o petrece ca amantă, deci ca doamnă din umbră a Țării Românești, când Bibescu deja era domn, a fost destul de grea pentru femeia asta orgolioasă, pentru că nu era acceptată nicăieri în societatea bună, că nu puteai să fii primită cât timp nu aveai statut oficial și mai ales când se vorbeau toate lucrurile despre tine. Se pare că n-a luat chestia asta foarte ușor, așa. Drept urmare, în momentul în care se confirmă divorțurile și are loc căsătoria. Căsătoria în sine a fost una dintre cele mai fastoase ceremonii ale epocii de atunci. S-a ținut la Focșani în 1845, iar Naș a fost domnitorul Moldovei de la vremea aia, Mihail Sturza. Deci e într-un fel și un soi de prefigurare a micii unire a principatelor. Focșani este chiar oraș pe graniță, era chiar oraș pe graniță la vremea aia. A fost un eveniment în sine de bun augur, să spunem. Însă, revenită la București, doamna trebuia să primească, asemenea domnitorului la încoronare, o ceremonie tradițională în care veneau jupânesele, soțiile boierilor să-i se închine și pentru că majoritatea îi dăduseră cu flit cât fusese amantă, n-a vrut să le primească și în momentul când erau forțați și au, mi se pare că una a încercat chiar să intre în atacul doamnei, s-a trezit cu un papuc în cap, spune să se închine la papucul ăsta, că n-au vrut să se poarte frumos mai înainte. Doamna i-a urmat exilului lui Gheorghe Bibescu venit în urma Revoluției de la 1848 și l-a însoțit la Istanbul și după aia la Paris. Se pare că i-a hrănit permanent ambițiile politice. Bibescu s-a numărat printre candidați și în 1859, dar a pierdut în fața lui Cuza. Doamna, la scurtă vreme după aia, a murit însă în urma unui cancer la 45 de ani. A fost un sfârșit destul de rapid, da, pentru femeia asta ambițioasă, dar a lăsat o amintire pe măsură în epocă, care este dublată și de portretul pe care l-a făcut Carol Pop de Zatmari, în care este prezentată la 30 ceva de ani în IE, în costum național, și care cumva stă mărturie pentru cât de frumoasă a fost într-adevăr. Revenind la Catinca, la soția marelui Ban Mihalache, Ghica, ea a avut o fată, Elena, măritată cu un nobil rus al cărui nume, din păcate, nu pot să-l pronunț, așa, și care a rămas însă cunoscută sub pseudonimul literal de Dora Distria. Este una dintre marile scriitoare din secolul XIX și una dintre marile susținătoare ale drepturilor albanezilor. A fost o personalitate, să spunem, europeană. Această femeie a avut mai multe scrieri, o personalitate foarte cultă, și a trăit ultima parte în vestul Europei, mi se pare că prin Elveția și prin Italia. De aici pseudonimul literar de Dora Distria. Deci din familia asta a ghiculeștilor au ieșit într-adevăr personalități. Casa a fost vândută ulterior statului și a avut rol administrativ, respectiv sediu de prefectură a județului Ilfov, că de acolo rămâne numele străzii, strada Ilfov. În schimb, a avut o perioadă istorică ceva mai tumultoasă în al doilea război mondial, când aici era comandamentul de la București al Luftwaffei, al forțelor aeriene germane,
dacă ambasada germană legației era la Casa Cesianu de pe Calea Victoriei, aici era comandamentul forțelor aeriene și practic de aici s-a ordonat în 24 august 1944, deci în ziua următoare după ce noi am întors armele, bombardamentul asupra Bucureștiului. Drept urmare a fost unul din primele obiective atacate de trupele române după ce am întors armele din București. Era condusă și de un general destul de infam la vremea respectivă. S-a ajuns inclusiv la montarea unei piese de artilerie care a tras în casa pe care o vedem aici ca să înfrângă rezistența trupelor germane care s-au predat chiar în ziua aceea și de atunci continuând are până în prezent rol administrativ. Deci vorbim de o zonă profund impregnată de istorie, chiar dacă, așa cum spuneam, nu se bucură de un nume celebru cum este cel al Căii Victoriei, în urma împărțirii artificiale. Dar noi tot prin perimetrul vechiului oraș mergem acum și urcăm prin spatele cecului, deci prin spatele actualei clădiri cec, către zona Mahalalei Domniței Anastasia. În față avem turnul care a intrat în memorie prin jaful financiar numit Bancorex. Așa, și Credit Bank mai înainte de ele, deci lucrurile care s-au făcut în anii tranziției sălbatice de după 90, dar care se găsea mai înainte pe locul mai vechiului Hotel de France, de care am vorbit în turul de pe Calea Victoriei, unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de la Calea Victoriei. Și în spatele lui se întindea propriu-zis suprafața Mahalalei. Nu era o zonă lipsită de activitate, pe lângă cea comercială pe care, să zicem, că o lăsăm cumva acum în apanajul centrului vechi. Aici erau și clădiri cu scop administrativ, respectiv clădirea pe care o să o vedem imediat în stânga noastră, odată ce o să virăm de pe străduța asta către Mahalaua propriu-zisă. Este vorba de palatul care se vede aici în partea stângă. Este opera arhitectului State Ciortan și este un stil eclectic de data asta. Combină elemente de stil neoromânesc cu elemente de art deco și a fost inițial palatul Vămii Poștei. Aici exista Vama Poștelor, respectiv birou de pașapoarte în regim intern, mai ales între principate, înainte să existe unirea principatelor, ca să călătorești din țara românească în Moldova, trebuia o țidulă care ți se dădea aici. Și cum în perioada aia nu existau foarte multe persoane cu știință de carte, prin prejurul clădirii, care evident că nu arăta așa, clădirea asta este din secolul 20, prin prejurul Vămii Poștelor s-ar fi învârtit și o breaslă, să zicem, bucureșteană, care astăzi a dispărut de multă vreme, dar era foarte pitorească, era breasla calemgiilor. Ăștia erau scribi profesioniști care umblau cu călimările la brâu și cu pana muiată în ele și care îți scriau pe loc țidula contra unei sume ca să poți să te descurci cu amploiații de pe aici. Și tot legat de vamă, stătea foarte aproape și Agia, adică strămoașa prefecturii de poliție a municipiului București. Ce-mi spusesei tu? Nu, mă gândeam la o taxă. Ok, nu, nimic, continuă, scuze. Nu, Agia era prefectura de poliție pentru că prin intermediul acestor două instituții care și-au schimbat de câte sunt menționate prin zona asta, aici este cumva locația finală. Din câte știu, clădirea în momentul de față este inspectoratul de poliție, deci și-au menținut rolurile. Prefectura de poliție este la Calea Victoriei, din păcate, în renovare în prezent. Se percepea de asemenea, exista un sistem de taxe urbane, să zicem, pentru accesul în București, fiindcă orașul avea bariere la intrare și se impozitau toate bunurile care intrau în București, erau păzite de așa numiții șpirțari sau spirtari, nu știu exact cum să pronunța, denumirea lor de la ce vine, pentru că primul lucru pe care îl căutau ăștia când intrai cu marfă în București erau băuturile spirtoase, care aveau accizele cele mai ridicate din punctul de vedere al statului și era la propriu se împungea cu ranga în căruța țăranului care intra cu marfă sau în căruța negustorului ca să vadă dacă nu cumva dă altceva decât dă marfa declarată. În felul ăsta, unul dintre spirtari
a ucis un bandit celebru al epocii care încerca să intre să-l scape pe altul. Era un bandit dobrogean, Lucinski, care era ținut la închisoare în București și un tovarăș din banda a încercat să intre să-l scape. A încercat să intre cum? Băgându-se în căruța unui țăran care ducea nutreț la curtea unui boier. A ajuns la punctul Vamal, unde spirtarul a înfipt ranga de mai multe ori în paiele respective și a băgat-o prin piept. Și în felul ăsta omul a ajuns adjunct al comandantului acestei direcții. Deci asta ar fi fost zona Vămii Poștelor și aici este un loc unde se construiește în timpul domniei lui Carol I Palatul Vămii Poștelor, iarăși aceeași linie urmată de Carol și pe Calea Victoriei de a construi clădiri simbol care să amintească în felul ăsta de politica de occidentalizare a Bucureștiului și în apropiere, cel mai probabil în zona unde se află domul ăsta, la fel cu influențe eclectice, cu fațada de cărămidă aparentă, s-a găsit în perioada interbelică una dintre clădirile cele mai interesante din punct de vedere cultural al Bucureștiului. Este vorba de pavilionul anticarilor. În perioada până în interbelic, cred că și ulterior de fapt, să fie anticar era o treabă de prestigiu. Era echivalentul a ceea ce este în Franța buchinistul. Bucan în francez înseamnă carte veche, deci este la propriu același termen. Anticarul suplinea lipsa aproape generală de literatură și mai ales de manuale. Adică noi până în perioada interbelică, până în perioada când apare, cred că un pic antebelică, colecția Biblioteca pentru Toți, nu prea vorbim de o literatură popularizată maselor. Adică să ai cărți era o treabă de mare lux. În perioada secolului XIX nu mai vorbim. Vorbeam și de faptul că erau greu de tipărit, se legau separat, costau mult. Și iarăși era o problemă, diferență între librari, editori și anticari. Librarii care făceau cărți noi, dar care erau foarte scumpe la vremea respectivă, și anticarii care puteau să găsească la un preț mai accesibil sau viceversa, dat fiindcă anumite volume se găseau foarte greu, să încercăm să ieșim un pic din zona asta de curent. Dat fiindcă erau foarte greu de găsit anumite cărți, evident că aveai nevoie de un anticar care să-ți procure volumul respectiv și erau de mare folos la vremea aia, greu de imaginat acum în perioada cursurilor online, dar pentru studenții anticarii de multe ori erau mană cerească, pentru că altfel nu găseai manualele respective. E bine, prin prisma profesiei lor, oamenii ăștia ajunseseră să fie un soi de auxiliar pentru profesori, pentru că erau capabili să, unii cunoșteau pădăros toată bibliografia asociată unei materii. Și nu toată bibliografia românească, care era aproape inexistentă în secolul XIX, ci întreaga bibliografie internațională arondată unui domeniu, cel puțin în domeniul editorial, ceea ce îi făcea niște ajutoare de mare importanță. Unul dintre cei mai celebri a fost Leon Alcalai, de care vorbeam pe Calea Victoriei, care avea prăvălia ulterior la Hotel de France, la Grand Hotel de Boulevard, pardon. Dar care inițial tot așa fusese săracul surghiunit să stea cu prăvălioarele exact pe o vreme ca asta. Poți să-ți imaginezi ce înseamnă să stai vreo 12 ore pe vremea asta în fața tarabei cu cărți și să stai... Noi totuși avem avantajul că ne mai mișcăm, ăia nu se mișcau. Stăteau și încasau leuț cu leuț până când au reușit să strângă unii dintre ei bani ca să-și deschidă veritabile librării. Mare anticariaturi fixe. La fel... Mai mulți dintre ei, în urma noilor schimbări edilitare, se văd la fel nevoiți să ajungă undeva pe cheiul Dâmboviței cu prăvălia și lucrul ăsta li se pare totuși cam dificil de îndurat. Drept urmare, fac în interbelic o adresă către primărie, în care cer să li se dea și lor un loc stabil. Sunt băieți orientați și știu cu cine să vorbească, respectiv vorbesc cu Nicolae Iorga. Nicolae Iorga, mare bibliofil în adevăratul sens al cuvântului, se pare că se destrăbăla la propriu mergând să facă cumpărături pe la acești anticari, intra și cumpăra cu raftul, e o expresie care nu-i face cinste, nu lua un raft de cărți că îi plăceau cum arată, dar alegând volumele se ajungea la un raft de cărți, venea cu un domn care lucra și inclusiv pentru revista lui, pentru Neamul Românesc, o să ne mai întâlnim cu numele ăsta mai departe în cadrul turului,
Iorga s-a uitat la prețurile care erau dinainte de război, spunea, e perfect, e foarte bine, mulțumesc, Conașule, el pleca fără să plătească, dar se întorcea omul ăsta și plătea la prețul real, sperind-o de multe ori pe Coana Catinca, Iorga, cu prețurile pe care le folosea soțul ei și, cum spuneam, cred că și dat în dățile trecute, Iorga era un coșmar pentru aia care trebuiau să-l mute, că s-a mutat de mai multe ori prin București, pentru că aveau de cărat cărți cu tona. E bine, Iorga le dă curs acestei propuneri a anticarilor, se vorbește la primărie să li se ridice un pavilion, dar se încheie un contract destul de dubios, respectiv un contract de închiriere pe 19 ani, după care locul trebuia să revină primăriei. Și în 1943 le expiră oamenilor termenul ăsta și primarul de atunci al capitalei, un militar, nu-mi scapă, nu e Victor Dombrovski, este altul, execută acest contract fără a se le mai dea un local care să suplinească treaba asta și dispare în felul ăsta singurul stabiliment pe care l-au vreodată Bucureștiul dedicat acestei profesii anticarilor, care există și astăzi. De altfel, știam în anii 2000 că încă existau niște vechi anticari care reprezentau în sine, ei erau monumente de bibliofilie pentru cunoștințele pe care le dețineau în domeniul ăsta. Nu știu care o mai fi situația astăzi. Știu că foarte multe anticariate pe care le cunoșteam eu de copil au dispărut între timp. Tot aici îmi pare rău că te mai țin un pic în curent. Tot aici, că vorbim de Nicolae Iorga, dar nu am reușit eu să identific exact imobilul, dacă o mai fi în picioare, își avea Nicolae Iorga tipografia revistei sale de la Neamul Românesc. Iorga scriind în ritmul în care a făcut-o întreaga viață, extrem de mult, la un moment dat și a făcut și propria lui tipografie, care se găsea în zona asta. Se pare că avea și un vecin foarte interesant. Iorga avea tipografia la etaj și la parter stătea nimeni altă decât doamna Zizi Lambrino, prima soție a regelui, viitorului rege Carol al II-lea, cea pentru care Carol al II-lea se făcuse de rușine în postura de principe, dezertând de pe front în primul război mondial, să meargă la Odessa să se... Salutări! Dezertând de pe front ca să meargă la Odessa să se vadă cu ea și de la care a rămas un fiu, urmașul căruia este actualul principe Paul de România. Ei bine, această doamnă, divorțată ulterior de Carol al II-lea prin intervenția familiei regale, dar care a primit o situație materială și a rămas la București, era foarte deranjată de zgomotul pe care îl făceau utilajele tipografice ale lui Iorga și a trimis servitoarea, nu-și permitea să meargă ea însăși, la tipografie, chiar la Iorga se pare, să-i spună că mașina lui îi o deranjează pe o tulbură pe doamna. La care Iorga îi răspunde ușor sarcastic, ușor, bă, mai mult decât ușor sarcastic, că mașina ei a tulburat întreaga țară. Era vorba, bineînțeles, de aventura pe care avusese cu principele Carol și am găsit anumite mărturii, dar pe care n-am apucat să le verific, de urmare o dau așa ca titlu cu semnul întrebării, că tot în zona asta s-ar fi născut și Elena Lupescu, cea care a pus capăt vieții amoroase a lui Carol al II-lea, Duduia, cum i se spunea în epocă, cea care se pare că l-a făcut și fidel pe Carol al II-lea în perioada de după ce a cunoscut-o și care i-a rămas alături până la sfârșitul vieții. Și din păcate pentru tine încă mai avem de vorbit în zona asta, respectiv clădirea care se găsește în fața noastră, cea cu gang și cu turn, proaspăt renovată, să zicem, așa, este fostul palat al ziarului Curentu. Ziarul Curent. Renovată, nu cea de aici. Da, cea cu nuanță de, eu din păcate îmi confirm cumva profilul clasic de bărbat, că nu, da, nu deosebesc culorile, nici să mă bați. Adică e galben, e roșu, e negru, dar mai multe variațiuni la temă n-avem. De-aia mă și îmbrac tot timpul negru. Așa, cu clădirea asta bej, da, este palatul ziarului Curentu, care ziar și palat care a aparținut în perioada interbelică probabil celui mai important ziarist pe care l-a avut România de atunci, Pamfil Șeicaru. Pamfil Șeicaru a fost o personalitate mai mult decât controversată în epocă. Tudor Arghezi, de exemplu, îl numea Viermele de Cerneală. O să ne mai întâlnim cu Arghezi. Nu era bine să pii sub condeiul lui Arghezi, dar să știe că nu era zgârcit maestrul la astfel de apelative. Pamfil Șeicaru fusese erou din primul război mondial, decorat cu ordinul Mihai Viteazu, mi se pare. Angajat ca ziarist după încheierea războiului, intră inițial la ziarul Cuvântul, unde semnează articolul de fond. La un moment dat,
devine deranjant pentru stilul lui foarte incisiv și patronul hotărăște să închidă afacerile, mă rog, nu se știe exact care a fost afacerea sau cel puțin nu știu eu. Cert este că ajunsese coleg de redacție și cu Nae Ionescu, alt om care a încercat să se impună în perioada interbelică și nu s-au înțeles nici între ei, pleacă și își formează propriul ziar Curentul, unde se dedică cu asiduitate operei de șantaj politic. E clar că a avut o întreagă carieră. Își fondează propriul ziar Curentul prin 1927, cred, și intră cu putere în viața publicistică și în viața politică, aici apărând și marile controverse, respectiv. Inițial îl critică, de-l omoară pe Carol al II-lea, până când vine Carol al II-lea pe tron, după care se schimbă brusc tonul ziarului. Și ce să vezi de la schimbarea asta al tonului ziarului? Se obține și locația actuală, pentru că s-a folosit de dreptul lui de veteran de război. Exista o lege care prevedea împroprietărirea veteranilor de război. Locul propriu-zis a fost cumpărat la o licitație, e ca să vezi, de o societate care imediat l-a donat trustului de presă Curentul și în felul ăsta s-a putut așeza Panfil și care, dar acum una e să ai locul, alta e să ai și palatul care făcea vâlvă în perioada interbelică, fiind o construcție foarte modernă, respectiv având un lift de sticlă, asta impresiona la vremea respectivă. E, și se pare că tot Iorga, care cumva a influențat zona asta, a dat și definiția perfectă a cum și-a făcut Panfil Șeicaru blocul respectiv, urcând să meargă la redacția lui, i-a spus aghiotantului, vezi, șantajul și etajul. Adică cum mai prindea câte o țintă politică mai grasă, cum mai obținea bani să-l mai ridice un pic palatul. A rămas cunoscut într-adevăr și pentru anumite derapaje, să zicem, din epocă, respectiv atunci când a murit politicianul Alexandru Constantinescu, cel poreclit Porcu, dar poreclit Porcu nu pentru niște obiceiuri mai dezgustătoare, ci pentru spiritul lui practic în epocă. În ziarul Curentul apărea că Porcu și-a dat Topșitescu grohăit. E bine, lucrurile astea, mă rog, adică astea sunt cu duși întors, se mai uită răutăți, dar omul a făcut și un pic de politică legionară, un pic mai mult de politică legionară, a fost implicat inclusiv în rebeliunea legionară, a reușit să se distanțeze suficient de abil cât să rămână pe linia de plutire până în 44, dar în 44 a fost nevoit să fugă din țară și a rămas în exil vreo 30 de ani prin Spania și ulterior în Germania. A fost condamnat de guvernul comunist în contumacie la moarte. Se pare că a fost grațiat de Nicolae Ceaușescu în 1966. Iar nu se pare, a fost grațiat. Și există surse informaționale care spun că ar fi făcut și o vizită înainte să moară înapoi în România prin anii 77. Greu de, s-a scris destul de mult pe tema asta. Vis-a-vis de construcția palatului, probabil că cel mai interesant scandal care l-a ajutat pe Panfil Șeicaru să-și termine palatul respectiv, e de data asta un scandal în care el a luat postura apărătorului. Este scandalul în care a fost implicat Liviu Ciulei, dar atenție, nu regizorul, ci tatăl, pe care îl cheamă la fel, Liviu Ciulei senior, așadar, care era unul dintre mari industriași ai perioadei, concurându-i pe Malaxa și pe Auschwitz. Domnul ăsta a ajuns așa pe la vârsta a doua, fiind plin de bani, am înțeles că îi mai apucă pe unii și a tras o iubită cu vreo 30 de ani mai tânără decât el, respectiv pe Tita Cristescu, e ca să vezi ce coincidență, Tita Cristescu era fiica lui Cristescu Plăpumaru, care este fondatorul Partidului Comunist Român. Domnișoara era într-adevăr foarte frumoasă și lucrul ăsta este dovit de faptul că este aleasă în Miss România până 25. Dar ca și doamnele de care vorbeam mai înainte din secolul XIX, nici nu stătea prea bine cu morala și nu stătea numai cu domnul Ciulei. Drept urmare, domnul Ciulei, exact ca banul Mihalache Ghica menționat anterior, îi mai aplica câte o corecție fizică din când în când. Doamne ferește să nu se înțeleagă că eu susțin așa ceva, că am spus corecție. Dar ăsta e termenul folosit în epocă. Respectiv, n-a fost greu după aia de explicat de ce în momentul când ea este găsită moartă în casă, principalul suspect este domnul Liviu Ciulei. Panfil Șeicaru i-a luat apărarea în ziarul Curentul. Acum nu știu de ce i-a luat apărarea, fie pentru că era convins că nu era capabil să facă asta, fie pentru că era cointeresat. Cert este că Liviu Ciulei a fost absolvit la momentul respectiv din lipsă de probe și el i-a terminat palatul lui Panfil Șeicaru, drept recunoștință. Ulterior, multă vreme după aia, asta este versiunea cea mai des folosită. Eu știam un pic diferită, dar ulterior mi s-a demonstrat că asta este versiunea oficială.
în perioada comunistă, o bătrână a cerut să spovedească pe patul de moarte și preotul care a fost chemat a aflat de la ea că ea fusese, mă rog, a făcut corelarea datelor și a dat seama că era menajera Titei Cristescu, care a spus că i-a înlocuit pastilele de purgație pe care le lua seara cu cianură. Deci au otrăvit-o din invidie. Că ea era frumoasă, era deșteaptă, pe patul de moarte. Deci lucrul n-a mai ajuns vreodată în vreun tribunal ca să se judece, dar se pare că asta a fost, de fapt, adevărata cauza morții Titei Cristescu. Pentru domnul Panfil Șeicaru, paradoxal, cumva, asta a fost un avantaj, că și-a putut termina palatul, dar, cum am spus, nu s-a bucurat multă vreme de el. A avut și colaboratori de primă mână, Cezar Petrescu sau Nichifor Crainic semnau articole în ziarul Curentul, dar implicarea în politică legionară clar l-a făcut indezirabil în ochii comuniștilor și a trebuit să fugă din țară, dar rămâne, dincolo de toate controversele și de lucrurile mai puțin onorabile pe care le-a făcut, unul dintre cel mai importante, dacă nu cel mai important nume al ziaristicii românești, din perioada interbelică. Eu, din păcate, fiind foarte miop, nu pot să-ți confirm de la distanța asta, dar nu. E o plăcuță care atestă că e o clădire care în prezent aparține Ministerului de Interne. Dar aici a fost mai înainte sediul Palatului Curentu. Din câte se vede, nu. Din păcate. Nu e o treabă care să nu fie recurentă prin București, clădire despre care nu se mai amintește nimic. De altfel, am văzut că nici la Casa Ghica nu există vreo plăcuță care să amintească de vechii proprietari. Și dacă vrei o situație mai tristă, e cea spre care ne îndreptăm acum. Am ajuns, suntem în Mahalaua, Domnița Anastasia, strada cu care ne intersectăm acum, încă poartă acest nume. Și de data asta este vorba de locuința care i-a aparținut pictorului Gheorghe Tătărescu. Da. O să ne ajute să traversăm puțin ca să avem o perspectivă mai amplă asupra acestui imobil. De data asta e o plăcuță, dar aici ar trebui să fie un muzeu. Și o să vedem imediat care e istoria lui. Casa asta n-a fost ridicată de Gheorghe Tătărescu, este cea după cofetărie. Deci următoarea, cea cu un etaj și un fel de cat deasupra. Ea este ridicată de un domn Popescu la prima jumătate a secolului XIX. Este moștenită de fiul lui, colonelul Alecu Popescu, care, urmând o tradiție ofițerească din epoca respectivă, este un domn foarte băutor și foarte cartofor, care ajunge foarte îndatorat și este nevoit să-și vândă casa la mezat. Și atunci este cumpărată pe la 1850 și ceva, are un an trecut pe fronton, care amintește de încheierea lucrurilor de restaurare. După ce este cumpărată de către Gheorghe Tătărescu, în momentul ăsta nu mai mi-aduc aminte anul, dar din fericire să sperăm că o să mă ajute inscripția de pe frontispiciu. Undeva era un an. 1864. Aha, corect. Din câte știu era, da, uite sus pe ziduri. Am dreptate, 1858 este anul în care se încheie lucrările de restaurare, mai ales în partea de etaj. Se vede că și Gheorghe Tătărescu era influențat de curentul neoclasic. Este o formă mai veche a acestui curent, dar este observabil. Cine a fost Gheorghe Tătărescu? Este unul dintre principalii reprezentanți ai curentului academist în pictura românească. Are norocul să fie elev una dintre primele școli de pictură din istoria noastră, respectiv școala înființată la Buzău de către episcopul Chesarie Căpățână, unul dintre ierarhii luminați din secolul XIX, și condusă, uneori e vorba și de șansă, de către unchiul său, pitarul Nicolae Teodorescu, care îl ia pe lângă el, îl învață noțiunile elementare și îl ia și să picteze împreună cu el biserici, cum ar fi cea de la Rățești sau Rătești. Ulterior, episcopul îi remarcă talentul și îi plătește o bursă
vreme de 6 ani la Roma, la Academia di San Nicola, unde este familiarizat cu curentul academist al perioadei, studiază cu niște artiști de renume a epocii și mai mult decât atât reușește să câștige marele premiu al operei cu o lucrare, fiind în felul ăsta primul artist român care s-a impus vreodată în străinătate, deci deține o premieră istorică. Revenit în țară, își face foarte repede un nume, atât ca pictor de biserici, se pare că a pictat în jur de 50 de locașuri de cult, inclusiv în capitală. Avem pictura lui în biserici, cum ar fi Sfântul Spiridon Nou sau la Oțetari, la Biserica Albă, pe care am văzut-o deja pe Calea Victoriei. Pictează și portrete, este cel care îl pictează inclusiv pe revoluționarul Nicolae Bălcescu, cu care a fost și coleg, să zicem așa, în timpul Revoluției de la 1848 și pictează și teme alegorice, inclusiv tema unirii principatelor. Deci este un om profund implicat, el însuși revoluționar pașoptist, în afirmarea României și în afirmarea curentului academist în pictură. Ajunge și un om bogat, după cum se vede, pentru că poate să-și cumpere o casă destul de întinsă, cu o curte încă și mai întinsă, pentru că în actul de cumpărare reiese că respectivul imobil avea curte până în Albia Dâmboviței. Ținem cont de vechiul curs al râului, dar oricum vorbim de o proprietate destul de extinsă și gândită, după cum vedem ansamblul ei până astăzi, după forma vechilor hanuri bucureștene, cu un gang central de intrare și cu curte interioară și având cumva camerele și dependințele dispuse împrejurul acestei curți. Cum spuneam, își permite și să restaureze casa. La un dat despre Tătărescu se spunea, era o expresie care spunea că picta din trăsură. Ce vreau să spun în lucrul ăsta? Avea numeroși ucenici și pentru că era contractat în multe locuri, nu putea să rămână pe șantier. Dar asta nu însemna că nu vizita șantierul și nu dădea tușele picturii care erau executate. Deci și asta poate să fie numită tot pictură de autor, pentru că tot lui Tătărescu i-a aparținut. Având fonduri însemnate, inclusiv suficiente ca să-i permită cumpărarea unei asemenea case, în casa asta se găsea și un safe, care a dat naștere la discuții. Bă, uite, bă, câți bani poate să aibă ăsta din pictură, care are un safe în casă. Nu de aia avea safe. A avut safe pentru că, fiind prieten cu naturalistul Constantin de Sarcu, a fost casierul societății pentru Ateneu Român. Deci campania Dați un leu pentru Ateneu, leu ajungea la Tătărescu, care îl ținea în casa de bani, dar nu l-a ținut pentru el, ci tocmai pentru a ajuta la construcția Ateneului. Deci, în felul acesta și-a dat el contribuția la dezvoltarea culturii în România. A murit la sfârșitul secolului XIX și o nepoată de-a lui, Georgeta Wertheimer, este cea care a donat casa pentru a deveni muzeu și a fost muzeu până în 1989. În 1989, deci am înțeles că s-a restaurat clădirea, aici au fost adăpostite picturile din Pinacotecă, din Palatul Dacia și în felul acesta s-a considerat obiectiv protejat și a fost închisă pentru public, ceea ce a rămas până astăzi. Muzeul în sine există din punct de vedere instituțional și chiar o cunosc pe doamna care se ocupă, doamna care este curatorul acestui muzeu și o parte din fondul lui, vorbind de pictura lui Tătărescu, de atelierul lui de pictură care ar fi trebuit să fie amenajat la etaj, au mai fost expuse cu prilejul unor expoziții, dar ar fi o treabă mai mult decât lăudabilă să se refacă clădirea care a fost destinată să fie casa lui memorială. E un pic trist să facem comparația cu colegul lui de generație și omul alături de care a întemeiat școala de bele arte, Teodor Aman. I-am văzut casa lui Teodor Aman pe strada aceea Rosetti și e o diferență de la cer la pământ vis-a-vis de situație. N-ar fi rău ca și casa lui Tătărescu să urmeze exemplul celei a lui Aman. Acum o să facem un scurt ocol. Da. Nu mai știu exact în ce stare se găsește vis-a-vis de fațada dinspre Bulevardul Elisabeta, dar asta este strada Eforiei. Acum, evident că nu e o prelungire de la Eforie Nord sau Eforie Sud, ci are legătură cu o instituție care a funcționat în spațiul românesc până în secolul XIX. Este vorba de Eforia Spitalelor Civile. În perioada noastră veche, în Bucureștiul vechi, începând cu 1700, vorbeam, începând de la Colțea, că au apărut primele spitale ctitoriale unor familii boierești. Așezămintele Brâncovenești, Colțea al Cantacuzinilor, Pantelimonul al Ghiculeștilor, Filantropia a lui Mavrogheni,
fiind reunite sub această eforie a spitalelor civile. Cu timpul, eforia a devenit o instituție de sine stătătoare și la sfârșitul secolului al XIX-lea a luat hotărârea construirii unui mare complex către Bulevardul Elisabeta, care abia fusese tăiat, care să rezolve în parte anumite chestiuni de igienă publică. Sunt primele măsuri de igienă urbană luate la București. În timpul lui Pache Protopopescu, de exemplu, s-au făcut primul azil pentru săraci, primul adăpost de noapte și totodată un prim stabiliment din acesta care să asigure și igiena propriu-zisă, respectiv băi. Ca atare, în cazul ăsta, localul era mai mult decât o simplă baie publică. Am văzut, de exemplu, în turul de pe Calea Victoriei că erau băile centrale. Am vorbit acum un pic și de Baia Mitrașevski, pe care o să vedem într-un alt tur. În cazul ăsta vorbeam și de niște instalații cu scop hidroterapeutic. Era o clădire extrem de modernă pentru perioada respectivă și foarte aspectoasă, care a dat numele întregii străzi, și de la ea ni se păstrează până astăzi numele cinemaului Eforie, stăm în partea din spate a clădirii și unde funcționează în prezent cinemateca. Între timp, clădirea propriu-zisă, vorbesc deja de ea de acum, am spus că nu știu exact cum arată fațada, era acoperită cu schele ultima oară când m-am uitat eu mai atent. Clădirea propriu-zisă a fost reutilizată în perioada comunistă, a devenit sediu raionului Lenin în prima împărțire administrativă a Bucureștiului și ulterior, până în prezent, are, după 90, are rolul de sediu al primăriei sectorului 5. Dar pentru că a fost nevoie de renovare, primăria s-a mutat pe strada Fabrica de Chibrituri și în prezent clădirea știu că este în curs de renovare. Aici ni se aduce aminte de o altă instituție cu importanță pentru zonă, respectiv cazarma unde se aflau jandarmii pedeștii, unitatea emblematică a jandarmeriei române, cum ni se spune. Jandarmii călare erau propriu-zis garda regală, cazarma lor era pe strada Demn Dobrescu, lângă Biblioteca Centrală Universitară. Jandarmii pedeștii erau aici. O hotărâre a Consiliului Municipal din secolul XIX prevedea ca aceștia să intervină împreună cu pompierii în momentul în care erau incendii și motivul era unul practic, pentru că nu ajungea câte pagube făcea incendiu, că îți mai făceau și hoții pagubă și îți furau ceea ce nu-ți halea focul. Și în felul ăsta era bine să fie prezenți și jandarmii la astfel de evenimente nefericite. O să încercăm să ieșim prin stânga către Bulevardul Elisabeta, care reprezintă limita nordică a turului nostru de astăzi. Bulevard care, așa cum aminteam în turul anterior, este cel din tâi care merită numele ăsta, într-adevăr, din București, trasat după venirea la tron a regelui Carol, după căsătoria cu principesa Elisabeta, pentru a asigura accesul între universitate și grădina Cismigiu. Inițial, ulterior, în perioada în care regele Carol I a stat la Cotroceni, când s-au făcut lucrări la Palatul Regat, a fost extins spre vest ca să atingă și linia Cotroceniului. Iar ulterior, în timpul mandatului lui Pache Protopopescu, a fost extins și spre est cu bulevardele Carol și bulevardul care poartă numele acestui edil, o luăm pe aici, respectiv Pache Protopopescu. Dezvoltarea lui e destul de lentă, dar asigură într-adevăr fluxul între est și vest în capitală. Era locul protipendadei în perioada antebelică și ulterior în perioada interbelică a ajuns să fie cunoscut ca un veritabil Broadway bucureștean, pentru că era una dintre principalele zone de distracții, mai ales în privința cinemaurilor, am vorbit cinematografelor, am vorbit și de lucrul ăsta când am mers pe Calea Victoriei, că preia importanța Căii Victoriei sub acest aspect și se menține până prin anii 90-2000, când apariția molurilor face să dispară, din păcate, cinematografele astea cu un aer destul de romantic care existau pe bulevard. În anii 30 există poze de epocă ce înfățișează un bulevard absolut pixit de terase și cu lumea îmbulzindu-se, cu reclame luminoase, de asta se și numea Broadway. Practic, mergeam pas cu magherul vis-a-vis de modernizarea
orașului. În dreapta avem Grand Hotel de Boulevard, care este în continuare în șantier după mai bine de 10 ani. Și să vedem cum se prezintă. Da, și clădirea asta este în continuare. Este vorba de clădirea acoperită cu schele. Ea este clădirea Eforiei. Cea pe stânga. Da, cea de pe stânga. Clădirea Băilor Eforiei, despre care vorbeam. Da, erau stabilimente publice, dar în prezent nu mai vorbim de rolul inițial al clădirii, doar sala de cultură din spate, unde este cinemateca, și-a păstrat, să spunem, menirea inițială. În schimb, aici este primăria sector 5. Nu putem să sărim lucrul ăsta. În partea stângă, mi se arată prin plăcuță, că aici a trăit și a creat maestru Gică Petrescu, unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică populară și de petrecere din perioada interbelică și din perioada comunistă, mort, așa cum vedem, la vârsta de 91 de ani, vis-a-vis de nimeni nu știe să zică câți ani are nenea Gică, tocmai am lămurit misterul. Mai de mult, inclusiv când eram eu puști, aici se găsea un restaurant, Bistro Tormen se numea. Îmi plăcea reclama din geam, spunea că aici se fumează puncte-puncte în draci. Și tot aici mânca și nenea Gică, l-am văzut eu de mai multe ori servind masa. Și mi s-a confirmat ceea ce s-a zvonit multă vreme despre el. Vedem două reminiscențe, cinema Corso și vis-a-vis de el cinematograful București. Mi s-a confirmat și ceea ce se spunea despre el de către oameni care au avut direct contact cu el, inclusiv un chelner, care spunea că, domne, era de o zgârcenie fenomenală. Dacă avea rest 50 de bani, lua 50 de bani de la masă. Se pare că a și fost găsit în casă cu niște valori puse bine deoparte. E de altfel o mentalitate cu care mulți putem să rezonăm vis-a-vis de generațiile de dinainte, care își puneau deoparte tot, dar destul de ciudată, dar fiindcă n-a avut copii. Împreună cu soția lui Cezarina n-au avut copii și și-a donat întreaga avere statului. E, până la urmă, decizia omului și el știe mai bine de ce a gândit-o așa. Ei bine, în schimb, în partea dreaptă, vedem o clădire care s-a păstrat mult mai bine și este renovată în prezent. Este vorba de clădirea care adăpostește în prezent Institutul Cervantes și are la parter librăria Humanitas, în partea dreaptă. Este clădirea fostului hotel Cișmigiu. A mai avut un nume mai înainte, dar în momentul de față îmi scapă mie vechea denumire. Este tot opera arhitectului State Ciortan. Sper că nu mă înșel în ceea ce privește arhitectul. Și un lucru interesant, a avut cel puțin la parter, până în perioada pandemiei, nu știu dacă mai funcționează acum, o berărie cu un nume celebru, de altfel berăria Gambrinus, dar o berărie care face o imprecizie istorică, pentru că berăria Gambrinus, cea originală, fondată de nimeni altul decât Caragiale, se găsea pe Calea Victoriei la colț cu strada Câmpineanu, nu era aici. În felul ăsta, cumva, se induce un pic în eroare vis-a-vis de memoria istorică, ceea ce nu înseamnă că nu era un local foarte bun și ăsta de aici. Sper să mai fie, n-am mai trecut de ceva vreme prin zonă, trebuie să recunosc. Iar clădirea vecină, clădirea Dr. Steiner, este opera arhitectului care a proiectat și de pe colț, da. Arhitectului Albert Galeron, cel care a proiectat și Ateneul Român. Da. Și iarăși o sursă pe care n-am reușit să o... uite că am rămas un pic în Bistro Tormen. În partea stângă încă se vede sigla localului. Ăsta era locul unde mânca Gică Petrescu. Era, din păcate. Așa. Iar în clădirea de pe dreapta, casa Dr. Steiner, repet, nu pot să verific sursa respectivă, n-am reușit încă să o verific, dar se pare că ar fi locuit Constantin Brâncuș după ce a absolvit școala de bele arte, mai înainte de a pleca în Franța. Din păcate, Brâncuș a fost, se pare, și un pic scârbit de... atmosfera din România, a făcut o singură operă de for public, bustul doctorului Carol Davila, care se pare că nu i-a fost plătit sau ceva de genul ăsta, în felul ăsta a hotărât să plece, a preferat să plece din România, să se stabilească la Paris, ceea ce a dus evident la realizarea majorității operelor lui în străinătate și cu îndelungul proces, știu că a fost un episod destul de curând vis-a-vis de cumințenia pământului
de încercarea de a o achiziționa pentru statul român și care, până la urmă, din câte știu, nu s-a finalizat, din păcate. Acum ne intersectăm cu strada Brezoianu. Nu o să intrăm pe aici, dar fiindcă nu sunt... Nu, o să mergem un pic mai în față. Strada asta e una din vechile străzi ale Bucureștiului și în prima istoria orașului, cea a lui Ionescu Gion, istoria Bucureștilor, se spune că în perimetul străzii ăstia era o zonă colinară inițial, astfel încât în partea din sus, în partea dinspre cercul militar, dinspre Sărindar, existau dealuri pe care copiii din mahalale le urcau de-a bușilă, atât de abrupte erau. Ceea ce explică, pe de altă parte, sau este unul dintre, una dintre cauzele pentru care zona în care, pe care călcăm noi aici era o zonă mlășinoasă, dacă nu era de-a dreptul baltă, fiind zona numită Lacul Adânc. Lacul Adânc, la un moment dat, se lega prin fel de fel de gârlițe între cimigiu lacului Dura Negoțătorul, dar și ăsta îl păstrăm pentru un tur de data viitoare, dat fiindcă e un subiect destul de amplu și rămâne de sine stătător, ca să zic așa, și lacurile care mergeau către Sfântul Elefterie, la un dat întreaga zonă era corelată de o astfel de rețea de lacuri, vorbim imediat și de treaba asta, dar până atunci, din păcate, suntem destul de aproape de ea, dar se poate vedea și majoritatea, din fericire, o cunosc. Clădirea actualului Teatru Elisabeta este proiectată la începutul secolului 20 de către un arhitect străin, Rudolf Quick, îl cheamă. Tot o clădire eclectică cu influențe neoclasice. A fost o perioadă sediu Senatului României. Deci aici își desfășura ședințele cea de-a doua cameră legislativă a țării. Și totodată a fost sediu clubului austro-ungar, ceea ce l-a făcut ținta unor proteste în perioada, mai ales a memorandiștilor, a transilvanenilor care luptau pentru cauza națională și erau prigoniți de către guvernul austro-ungar, pentru că în prezent să fie, așa cum am spus, sediu Teatrului Regina Elisabeta. Deci am menționat că este sediu Senatului, păstrăm un pic tensiunea ca să se ridice așa așteptările pentru Facultatea de Drept când o să corelăm toată afacerea asta.